Vă salut, băieți, și bine v-am regăsit la un nou super episod cu fotbal. Astăzi, fraților, îi avem alături de noi pe Marius. Salut. Pe salut, Marius, și pe Johnny. Doi oameni care m-au ajutat enorm în clipurile când am recreat momente din fotbal. Dar astăzi, băieți, nu vom mai fi prieteni, vom fi rivali. De ce zic asta? Avem aici o sumă de bani pregătită, nici nu contează, deoarece această sumă nu are limită. Astăzi putem să câștigăm oricâți bani vrem și câți bani putem. Dar înainte să vă explic episodul de astăzi, nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like, să facem 5.000 de like-uri la acest episod. Nu uitați să apăsați și pe butonul de subscribe și mai mult de atât, aveți Instagramul lui Marius și Instagramul lui Johnny împreună cu TikTok-ul lui. Unii dintre voi poate știți deja de pe TikTok pe Johnny, corect? Corect, care are acolo mulți urmăritori pe TikTok. Astăzi, băieți, vom avea 5 probe și treaba asta în felul următor. Trebuie să știm când să ne oprim, băieți. Vom începe, spre exemplu, să dăm lovituri de la 11 metri. Pentru prima lovitură de la 11 metri dată, ai 10 lei. După aia, dacă mai dai una, ai 20 de lei. Dublezi mereu, 40 de lei, 80 de lei, 160 de lei. Trebuie să știi când să te oprești. La finalul episodului, cine are cei mai mulți bani a câștigat episodul. Merge? Hai să vedem. Bun, fraților, prima rundă, lovituri de la colțul terenului. Avem aici mai multe mici pregătite. Așa cum am mai zis, nu contează numărul de încercări. E ok dacă încep eu, băieți? Oricum, după ne mutăm pe partea cealaltă pentru că Johnny este stângaci. Marius va da și el tot de aici. Și haideți să vedem prima lovitură. Băi, să vă mai spun ceva. Pot să dau și eu cu exteriorul. Sau așa, el decide. Johnny decide banii lui. Hai să vedem. Prima lovitură. Avem 10 lei. Nu mă opresc. Nu mă opresc. A doua. Ah! Zero, frate. Trebuia să mă opresc la 10. Zero. Prima lovitură. Hai, Mari! Bună! Hai, continui, Carlo! Da, continuăm! Hai! Hai, curatarea! Bun, băieți, și-a mai rămas Johnny, de aici, de pe partea stângă. Mulți dintre voi ați zis în comentarii că este jucător de Liga 1, chiar joacă foarte bine Johnny, dar să vedem dacă știe când să se oprească. Hai, Johnny! Stai, gândește-te bine! Singurul care pleacă cu 10 lei sau 0 toți? Mergi mai departe? Merge mai departe. Hai să vedem, merge mai departe. Hai, Johnny, concentrare! Sau, salut! Da, nu cred! Și acum e acum. 20 de lei pentru Johnny, 0 noi. Ultima întrebare. Rămâi cu 20 de lei? Da. Bun. Băi, deștept, deștept. Așadar, prima rundă, Johnny 20 de lei, eu 10 lei, 0. Marius, 0, da? Băi, fraților, stați așa puțin. Johnny rămâne cu 20 de lei, nu se pune asta, dar suntem curioși dacă ar fi dat 3 la rând. Hai. Deci nu se pune asta, a zis, a știu să zică stop, doar e curios dacă ar fi putut să o dea. Plecai cu 40 de lei? Da. Așadar, fraților, trecem în runda 2. Eu cu Mari 0 lei, Johnny cât a făcut? 20. Pe bune 20, s-a oprit la 20, chiar dacă ar fi putut câștiga mai mult, a știut să se oprească. Și trebuie să dăm gol fără să cadă mingea de la 6, 11, 14, 16, 20. Fiecare se oprește absolut unde vrea. Hai să vedem. Deci 10 lei, 20, 40, 80, 100. Exact, da? Exact. Dai tu primul, da? Da, hai. Dă Mari primul, hai să vedem. Hai să-i luăm mai. 10 lei. Mergi mai departe? Da. Măi, lasă să zic că nu. Oh, la limită! La limită! Dă cu frică! 20 de lei! 20! Hai, dă 40! Ha. Ok, mergi mai departe? Da, mergem! Sigur? Haide! Hai să vedem! Hai să vedem, tata! A dat-o, băi! Și acum a zis să te oprești! Da, mă opresc! Johnny zice să se oprească! Opresc. Te oprești? Da. Dar în continuare, vreau să văd dacă le dai într-adevăr gol. 80 de lei. 80 de lei. Hai să vedem dacă dădea în continuare. Hai să vedem. O dau și așa la mișto, știi? Hai. Deci nu ar fi dat, frate. Johnny al doilea. Hai să vedem. Johnny, unde te oprești? Sau dacă te oprești? Da. 10 lei. Mergem mai departe. Nu te mai întreb că știu că la Johnny ajungem la 16 metri. Cred, nu știu. Bun. 20 de lei. Mergem mai departe. Let's go! 40 de lei. Și acum. Mai departe. Dai? Mai departe, da. 80 de lei. 80 de lei. Mari zice să se oprească, ia să vedem. A dat-o, mă! 160 de lei, ia să vedem. Dai? Dai? Hai să vedem.
dat-o, bă, 160 de lei. Și acum întrebarea e: mergi mai departe? Poți să mergi cât vrei, Jun. Poți să vezi că eu mai fac 2 pași. 1, 2. Deci e, nu e limitat aici. Te întrebi, mergi mai departe? Da. În acest episod nu există limită, băieți. Ok. Fiecare se oprește când vrea, poate să ducă și în capul satului. Deci mergi mai departe de aici, da? Da. Din 2 în 2 metri. Hai! Nu cred, a dat! Mergi mai departe? Și mă opresc aici pentru că nemulțumitul lui te-a dat. Corect. 320 de lei din partea lui Johnny și cu încă 20 de lei, 340 de lei. Bun! Prima încercare. Oh, bun! Stau tare, frate. 20, da? 20. Mai dai? Da, dau, dau. Hai. 300. Ok, bun. Cât avem? Deci avem 10, 20, 40. 80 de lei. 82. Ideea da. Este în următor. Nu te grăbi. Nu trebuie să regalezi pe Mari, că Mari s-a oprit aici și a dat-o. Trebuie să o dau. Da, mă, dacă nu am dragi. Nu te grăbi. Și acum, băieți, mergem mai departe aici la 20. Eu am încredere în tine ca să mergi mai departe. Da? Mergem mai departe. Ha. Hai. Nu, tu da. Hai, fraților. Nu te grăbi. Nu da tare ca să... Două finuți, vezi la fina. Hai! Bravo! Da, mă! Da, mă! Hai mai departe, încă 2 metri. Băi, eu zic că se merită. Vreau să ies pe locul 1. Hai. Încerc. Mamă, ce departe e, nu cred. Câte avem aici, dacă o dăm? 320. Dar tot o să fiu pe locul 2. Pe 3-4. Hai să vedem. Asta în cazul în care nu mai continui. Da, 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 corect. Cal. Ale! Da, mă! O dăm 320 de lei. Deci, și mă opresc aici. Mă opresc. Mă opresc, fraților. Gata, stop. Bun, băieți, în acest moment clasamentul este următorul. Johnny locul 1, eu locul 2, Mari locul 3, 80, 320 și 340, dacă zic bine. Da. Și ajungem la proba penaltiurilor, care este puțin mai diferită. De ce zic asta? Dacă ratezi, mai ai o șansă. Practic, la această probă, ai voie odată să ratezi, să zici că da, vreau să merg mai departe, dar dacă și a doua oară nu știi să te oprești, adică asta, vă dau două șanse, dacă nu știi să vă opriți, plecați cu zero, frații. Eu zic de acum aleg dreapta. Nu, nu, că poate să schimbi, stai, nu. Hai să vedem. Îl iau eu pe ăsta și duc pe automat, da? Ok, bun. Și tu ai pierdut, stai în poartă. Ok, ca. Hai să vedem. Nu știu pe tare, da? Hai, mari în poartă. Johnny la prima lovitură. Toată lumea 0 lei acum, la această rundă. Și oh, ce bulan! Ce bulan! Mergi mai departe? Normal. Hai să vedem, fraților. Bun! 20 de lei. Mergem mai departe. Bun! Câte are? 40 de lei! Hai! 40 de lei! Mamă, vă dați seama cât de mulți bani vor fi în runda asta? Așa cred eu, nu știu. Sau cine nu știe să se oprească zero. Mari! 80 de lei, dar... Oricum, Mari n-ar fi ce să le lase, că pierde și el bani. Adică aici nu poți să lași pe celălalt că ai pierdut tu bani. De asta stăm noi în poartă. Hai, Mari! Bun, și acum, Johnny, într-adevăr, mare o șansă la câți bani? 80 de lei. Johnny, pleci cu 80 de lei, șansa ta, sau riști tot acum? Riști tot. Riscă tot. Hai să vedem. Poate să se oprească când vrei, în continuare. Dar riscă și tot. Ori 160 de lei, ori 0. A dat 160 de lei. Mergi mai departe? Da. Ok. Mamă, nu faceți asta acasă, băieți. Nu riscați. 160 de lei ori 2, asta înseamnă 320 de lei sau nimic, Johnny. Mamă, 320 de lei. Ce-i cu o dată mai risc? Mai risc o dată? Da. Să înțeleg că e ultima. Să te retragi, da. Johnny. Și eu zic să te retragi. O dată și gata. Ok, ultima, a zis că e ultima, să vedem dacă se ține de promisiune. Adică în acest moment, 640 de lei sau 0. Cele mai multe emoții din acest episod la Johnny. Și este gol! 640 de lei. Și a zis că se oprește. Eu zic să faci ce vrei, frate. Faci ce vrei. Mă opresc aici. Se oprește la 640 de lei. A știut. A știut când să se oprească, a dat tare și s-a oprit. Mari! Hai, ta!
Bravo! Hai și mai bun! Bravo! Emoții! 80 de lei! Și am aparat! Mergi mai departe sau te oprești? Merg mai departe! Mergi mai departe, da? Asta e, da! Hai să vedem! Frumos! 160 de lei! Eu zic să te oprești, bosule! Mai risc una! Una bine! Toată riscă! Hai! După calculul meu, fac 400 dacă dau ceva! Hai! Guarda! Câte ai? 320! Mai dai una! Hai dai una! Hai să mai dau una, da! Da! Mai dau una, hai, dacă a zis da. Și voi! Fiți atenți că eu apăr și pierde tot! Sper să nu! 320? Da. Și acum poți să faci 740? Da, să pierzi tot! Asta e! Hai că ți-o iau, tata! Gata, mă opresc! Nu te opri! Mai dă o dată! Poți să te oprești una, că vrei. Nu, mă opresc, gata, e de ajuns. Ok, gata. Nu mai. S-a știut să oprească sau opri. Ultimul executant eu și știți că mă pricep la penaltiuri. Ion în poartă. Hai să vedem. Bună! 10 lei, da. Hai, tată! Bine! 20! Păi, colțul ăla-i colțul meu. Hai! Gata? No, păi cum? Am pus 6. Wow! Plasa laterală! 40, tată! Paneca. Până. Hai, 160. Hai, 160. Faci din cap așa, să nu știe. Tot acolo, băi. Tot acolo. Ai știut. Hai, o șansă. Să te oprești sau să mai continui. Nu trebuia să, prost eu. Nu trebuia să mai dau acolo. Trebuia să schimb, dar am zis că ca la FIFA, așa fac și la FIFA. Merg mai departe. Șansa să facem 320. Let's go. Oh, vin jugulat aproape. 320. Și nu mă opresc. Să te oprești. E ultima. Eu zic să te opresc, că tu iau. Nu, merg mult. Merg până peste 1000. Deci 640. Hai, Tudor. Plasa laterală! Bă, le-am dat forță, ați văzut și voi. Chiar le-am dat forță. Mă opresc, tată. 640 e super suficient. Nu vreau să risc, pentru că mi-a ghicit colțul acolo și e pericol. Așadar, fraților, la această probă plecăm tot de la 10 lei. Trebuie să nimerim conul de la multe distanțe. E mult mai greu față de cum să dai gol acum. Eu cred că o să mă opresc repede. Cred, nu știu, vedem. Cine dă prins? Marius. Hai, că dă. Bun. 10 lei. Hai, tată. 20. Mai risc una. 40 de lei, bossule, nu te oprești? Mai dau o dată. Zero. Nu a știut să se oprească și este zero. Prima încercare. A doua. Nu se poate. Din a doua lovitură a pierdut. Nu mă așteptam, sincer să spun, Tudor. Dar în fotbal e posibil orice. Fraților, Johnny, hai să vedem. Mergem mai departe. Haide! Bine! Mergem mai departe? Da. Mergem oricum, sunt pe primul loc. Corect. Bună!
Mergem mai departe. Sigur? Da. Vezi că de acolo mari nada. Câți bani am? Ești pe locul 1 la diferență de 20 de lei față de mine. Dacă te oprești acum, diferența este ceva mai mare. Pentru că ai dat 10, 20, 40. Deci diferența de ce? De 60 de lei între noi. Mergem mai departe. A pierdut-o, fraților. Așadar, la această probă, nimeni nu a știut să se oprească și trecem în runda finală. Bun, băieți, și ajungem la runda finală din acest episod și cea mai importantă, aș spune, avem 6 minci pregătite la 16 metri și fiți atenți, cine vrea să se bage în această ultimă rundă, poate să se bage, cine nu, nu. Eu zic că toată lumea se bage, mai puțin Juni, nu știu dacă se bagă, pentru că dacă dăm 2 bare din 6, se dublează toată suma. Dacă nu dăm, ies tot. Adică tu poți să pleci cu niște bani acasă atunci. Dacă te bagi, dublezi suma sau pierzi tot. Hai să încercăm. Eu vreau să iau locul 1, vă zic sincer, și mă bag. Johnny, te bagi? Poți săriști. Te bagi? Da. Ne băgăm toți trei. Cine a dat, se dublează banii și după vedem clasamentul. Cum ar fi să dăm toți? Dar așa Johnny câștigă la 20 de lei diferență. Hai să vedem. Bun, fraților, mare execută primul. Hai să vedem. Ha! Oh! Tare! Băi, sunt mici cu capcana asta. Nu a dat! Trebuie să mai dea 2 din 4, altfel a pierdut tot! Nu a dat, incredibil! 2 din 3! Are emoții! Haide, haide, dublați acum! Haide, hai că am credere în tine! Papa! Papa, bossule, ai pierdut tot! Adio! Deci, una! Una! Și în acest moment, bravo Mari! Mari iese din concurs cu 0 lei. Așadar, Mari nu câștigă nimic azi, a riscat tot și a pierdut toți banii. Hai să vedem Johnny. Johnny al doilea, aproape noapte, dar tensiunea este extrem de mare pentru că poate să piardă și el tot. Prima! Și Johnny dă o bară și mai a trebuit de una ca să dubleze banii. Ratare din nou! Încă una din trei! N-a fost! N-a fost! N-a fost. Bă, încă una din două! N-a fost! Mor! Și ultima! Și aia prostă! Banii și haideți să vedem dacă reușesc și eu, altfel rip. Hai să vedem, fraților. Dublez tot sau am plecat cu 0 și Johnny e campion. Prima. Încă unul. Nu te grăbi. Nu, băi, asta e, să nu te grăbești, frate. Și să știți când sărim. Aproape, aproape. Ha. Hai, tata. Haide, haide, că Johnny câștigă, Johnny câștigă! Băi, una! Haide! Nu vreau să plec cu 0! Am luat toți banii! Nu! Am luat toți banii! Băi, încă 2! Trebuie să mai dăm una! Da, mă! Da, mă! Și ne dublăm și noi banii! Ia să ne dublăm și pe ultima! S-a mișto așa? N-a fost! Dar reușim și noi să ne dublăm banii acolo și ieșim din joc cu peste 1800 de lei. Dar clasamentul final, băieți, poți să-mi dai și mie banii? Nu, Mari iese cu 0, nu vine să cred. Locul 1 de astăzi este Johnny. Felicitări, Johnny, ai luat banii. Ies și eu pe locul 2 cu bănuți din acest episod. Și aici se termină acest super challenge, băieți. Nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like. Mergeți și la Johnny și la Mari. Deja ei vorbesc, se împart acolo, treaba lor, nu știu ce fac, dar Mari pleacă cu 0 acasă. Nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like și pe butonul de subscribe. Până data viitoare, eu am fost Tudor și v-am pupat. Pa, pa! Bosule,
Să ajungem 100 de lei, da? Nu, nu. Pare rău. Nu stai aici, nu. Hai, mergi. Hai. Hai, hai, hai. Ia. Aia e.